iniciat în grație când am citit despre această expoziție. Mi s-a părut de la bun început foarte insolită și ingenioasă și bine multă ideea, pornind de la punerea în circulație a numelui acestei hale, pe care toată lumea o știe că e hala de carne, hala de peste, dar acel rang de noblețe pe care îl conferă numele arhitectului, celebrul Andru Savinie, dacă ar merge un teleax dintre ăsta care întreabă zilnic pe cineva câte ceva, ce-ar întreba în oraș dacă știe cine a făcut-o, cred că rezultatul ar fi foarte scăzut. Așa că din pornire, cine a avut această inspirație merită felicitat. Mai departe, mă bucur pentru resuscitarea artei fotografice, care la noi, la români, a avut nume de artiști importanți, să nu uităm pe Ion Cucu, dar și pe Vasile Blendea, cel care, păcat că s-a stins înainte de a-și duce la marea istorie a literaturii în imagini, dar poate că soția lui Vrednică o va face. Să nu uităm și la noi în Botoșani, de ce ne amintim de Cozolin Bușa și de alții, iar această comunitate, nu multă, deci nu mare, dar valoroasă, în primul rând prin inițiativă și prin realizări, reușește acum să relanseze o activitate creativă, importantă și valoroasă, dar lăsată puțin în adormire. Deci ăsta este al doilea merit pe care îl constat. Cel de-al treilea este îndrăzneala de a expune în fața acestui minunat public, pe care noi îl vizităm numai când vrem să cumpărăm de fruct. Când se termină postul, dar unii văd și postul n-a spus niciodată de popa. Așa, și de-a lor se vor uita aici, mâine poate se vor vedea și se va întâlni arta cu modelul. Fotografia a căpătat și a preluat rangul de artă de la pictura de artă, care avea rolul pe care are azi fotografia, pentru că fotografia nu exista. Și dacă n-ar fi un mare pictor care să facă artă din imagine, noi n-am știut ce s-a întâmplat de-a lungul secolului. Pentru că s-a inventat fotografia, n-a mai fost nevoie poate de artă figurativă, dar a devenit fotografia artă. Și cu aceste blazoane și cu aceste apanaje, zic eu că un moment important, un moment cultural zvâc pe care merită salutat și fiecare dintre tinerii artiști sau mai puțin tineri, poate că va deveni cumva un laureat, premiu internațional, poate specialistic, știm cu toți mai mulți care specialiști, acel slogan care ne-a amintit că o imagine face de 1000 de cuvinte și iată câte mii de cuvinte sunt aici, noi cei care ne scriem, ne simțim puțin confurați, dar un pictur o poezis și cred că e locul să compraților noștri o artă creație, în drum, și mulți spectatori. Mulțumim!